Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Astăzi am să vă arăt o metodă foarte bună de a vă salva datele pe care le puteți accesa de oriunde, indiferent dacă e device-ul vostru sau nu, de pe orice device, da? de pe calculator, laptop, tablet, telefon, telefon cu Android, nu știu dacă pe Apple merge pe iOS, dar pe Android există. Gândiți-vă voi dacă aveți niște date, acte importante, nu știu, cartea de identitate, îl uitați acasă, nu îl portați la voi, vă cere cineva undeva, trebuie să-l dai. Pur și simplu salvezi în această aplicație și poți să-l accesezi cu, iarăși, poți să mergi cu telefonul sau cu orice tabletă, device, să mergi să faci o copie, un Xerox, sau ceva, dar Să-l areți cuiva, da? Și e foarte, foarte bun. Dacă ți, ți indiferent dacă ți s-a spart telefonul, nu contează, pentru că ă, această aplicație este în cloud, ca să spun așa, și se poate accesa de oriunde, de pe orice device, doar să ai emailul ul și parola pe care l-ai creat tu. Bineînțeles, această aplicație o ați auzit și voi de acesta, se numește OneDrive, da? Acesta. Vedeți, și aici poți să salvezi tu imagini, documente, tot ce vrei, clipuri importante, date importante, foarte importante. Mă, ți s-a stricat telefonul, nu contează. mail la un prieten, dă te rog, hai să mă... Ăsta că am nevoie să scot niște documente din uh, această aplicație. Pentru că ăsta e undeva într-un server, da? De la Microsoft. Și pur și simplu cu e mail tău și cu parola ta pe care uh, l-ai creat, uh, poți accesa indiferent de unde. E o chestie foarte bună, pur și simplu, da? ai imagini, ai documente, dar dacă apeși pe el, eu am, uite, și un CV, gândiți-vă că dacă, nu știu, n-am CV la mine și mă duc undeva mă, și vreau să mă angajez. Dau și un exemplu așa, da? Și stai așa, că am pe, pe OneDrive, da? Am pe OneDrive, mă duc și îl descarc sau le arăt sau le fac ceva, da? Și atunci poți să le arăți și lor. Da? E o chestie foarte, foarte bună. Singura cerință este să ai acces la internet, dar acum avem toți date mobile sau mergi undeva și nu știu unde există wireless și te poți conecta. Ce poți? Din telefonul tău poți salva în OneDrive și invers poți salva din OneDrive pe telefonul tău da. dar tu dacă nu vrei să ți nu știu, documente foarte importante pe telefonul tău da? unde poate au și alți acces, poți să-l bagi și uh, în, acest, uh, în această aplicație și uh, pe care îl poți accesa de ori unde și de pe orice device da? Bun, haideți să vă arăt, să vă dau un exemplu, nu știu, am eu aici o poză, da, hai să văd, nu știu, am o poză, ăsta, da, și mă, e o poză foarte importantă și vreau să-l trimit în OneDrive ca să rămână acolo, să-l pot accesa oricând vreau eu. Mă, indiferent, v-am spus, dacă se șterge telefonul, se resetează din fabricație Android-ul sau se reinstalează Windows pe calculator sau pe laptop, nu contează, pentru că acesta nu se va șterge aceste documente pe care le salvați voi în acea aplicație OneDrive, nu se vor șterge. Vor rămâne acolo până ștești tu manual, da? Bun, vreau poza asta, de exemplu. Și aici în stânga vedeți o săgeată aici, da? Apăs pe el și aici în dreapta jos scrie OneDrive. Apăs pe OneDrive, selectez unde să îmi unde să-mi salveze, da, poza, eu dau click pe imagine, da, așa, și aici pe e, peliculă, da, aici, așa, și după cum vedeți acolo sus, sus, unde scrie încărcați pe OneDrive, este o bifă, apăsați pe acea bifă, așa, și fișierul a fost încărcat, da, aici îmi arată. Puteți să salvați câte doriți voi, câte fișiere doriți voi, bineînțeles în limita de 5 GB. Dar vă spun, pentru documente importante, nu știu, diplome, buletin, carte de identitate, pașaport, mai știu eu ce, bilet de avion sau mai știu eu ce, puteți să-l salvați acolo și v-am spus, doar trebuie să aveți acces la la internet ca să îl puteți activa. Bun, bineînțeles, și de aici vă puteți copia și iarăși puteți invers copiați pe, pe telefon, da? Așa, intrați voi pe imagini, dați click și eu nu pot să vă arăt pur și simplu pentru că am niște documente importante pe acolo și o să se vadă. Bun. Hai să mă deconectez, da? aici, ăsta e, vedeți, până la 5 GB, eu am 2.3 GB utilizat din 5-6%, da? și vedeți, e mail așa, mă deconectez, și aici, jos, cum vedeți, nu aveți niciun cont, creați unul, și creați, vedeți, acolo, băgați e-mail-ul vostru, și o parolă, da? O să vă verifice și cu acel e-mail și cu acea parolă, bineînțeles, spune și voi o parolă și e ca să nu-l uitați, scrieți-l undeva, nu știu, pur și simplu folosești ceva ce să nu să nu -l uitați, da? După care vă conectați frumos aici, că acest OneDrive aparține de Microsoft, v-am spus, și este în cloud. Undeva pe serverele lor se Țin toate aceste date, da? Și v-am spus, și mă repet: poți să, să accesezi de pe orice oriunde, doar să ai acces la internet, indiferent dacă ți-a spart telefonul, indiferent dacă ți-a luat foc telefonul, indiferent dacă s o șters toate datele de pe el. Doar trebuie să accesați acea aplicație, să băgați e mail codul, acea parolă și tot ce ați salvat în OneDrive vor rămâne acolo, da, vor rămâne acolo. E o chestie foarte bună, v-am spus, mergeți în stânga, în dreapta, nu știu ce, n-aveți actele la voi, mergeți frumos... Intrați frumos pe OneDrive-ul ăsta și puteți accesa uh, documentele voastre importante, filmulețe, poze și așa mai departe, tot ce a salvat voi până la 5 uh, GB. Da? Sper să vă fie de folos uh, acest uh, clip pentru că. Uh, mi-au cerut unii mă, ce fac, cum fac și așa mai departe. Uite, v-am arătat și vouă. Acolo îmi rămâne întotdeauna niște documente și dacă, bineînțeles, și de acolo se pot șterge în caz că nu mai e nevoie, se pot șterge și uh, puse alte documente și așa mai departe sau tă, ce vreți voi. Bun. Bine, cam atât și ne auzim la alte tutoriale video.